Bună și bine ați revenit pe canalul meu Îngrijire Flori! În acest videoclip vom vorbi despre îngrijirea mușcatelor în această perioadă, ce este de făcut cu ele pentru ca ele să ne bucure din nou vara următoare cu florile lor minunate. Marea majoritate dintre noi știm că mușcata este cel mai ușor de trecut pe parcursul iernii. Deci mușcatele nu necesită căldură și nu necesită o îngrijire cum sunt și celelalte flori pe care le băgăm în interior pentru a nu îngheța. În primul și în primul rând trebuie să știți că mușcatelor nu le trebuie căldură. Deci dacă încercați să puneți mușcatele în casă, trebuie neapărat, practic, să le oferiți foarte, foarte multă lumină, adică să le puneți la un pervaz foarte luminos și nici atunci nu este prea ok, pentru că începe să se dezvolte, să se alungească în sus lăstarii, care nu este ok. Ea trebuie să stea doar bogată jos, acolo, la baza pământului. Așa că nu vă recomand să puneți mușcatele în interior la temperatură mai ridicată. Ele iubesc foarte mult răcoarea. Pe parcursul întregii ierni trebuie să le țineți pe terase, pot să spun, aproape deloc neîncălzite, dar totuși trebuie ferite de îngheți. Ce mai este foarte important de spus este că, priviți cum le am eu pe ale mele, în această perioadă nu aveți decât să le toaletați, să le curățați de florile care le-au trecut, de frunzele care, într-adevăr, și acestea se usucă, dar nu tunse. Deci nu trebuie tunse în această perioadă, pentru că dacă este o temperatură mult mai scăzută, le ajută să, practic, să nu cumva să înghețe. Atunci, dacă le tundem, sunt acolo, vor da lăstar noi și vor fi mult, mult mai firavi. Așa că în această perioadă nu trebuie decât să le curățiți, să le îngrijiți și să le, într-adevăr, le mai puteți tunde, dar nu ca atunci când le, ca și atunci în primăvară. Ce mai este foarte important de spus, trebuie să știți că odată la 2, chiar 3 săptămâni, depinde ce temperatură le oferiți, trebuie să le mai udați, pentru ca ele să se mențină, pentru a nu se usca, dar nu multă apă, deoarece ele stau la o temperatură destul de scăzută, nu au nevoie de multă umiditate. Cam astea ar fi toate etapele ale mușcatelor pe parcursul întregii ierni. Deci, v-am spus, rezistă aproape până la minus 1 grad. Deci, dacă le oferiți o temperatură până la un minus 1 grad undeva pe o terasă, este foarte ok. Pot să vă spun că la mine am avut nopți poate mai mult de minus 2 grade și, după cum le vedeți, arată spectaculos, adică foarte, foarte bine, nu au pățit nimic și eu doar în această zi le-am băgat în interior la o terasă, la o terasă care este protejată de îngheț și aici am să le țin, nici de cum nu le voi duce în casă. Cam atât am avut de spus în acest videoclip, iar eu, ca de obicei, nu am mai rămas decât să vă mulțumesc și să vă spun la revedere cu multă sănătate și cu spor în toate și ne vom revedea într-un alt videoclip.